Semafoarele de la Hotel Cetate de pe strada Cloșca și Nicolae Iorga uită să arate culoarea verde. Unii șoferi s-au obișnuit cu situația, alții stau la semafor și așteaptă clasonul colegilor de trafic. În urma cu două săptămâni, situația arăta la fel. Semafoarele amintite arătau culoarea roșie, dar nu și pe cea verde. Din această cauză existau mici întârzieri în trafic, iar claxoanele dădeau startul coloanei. Se pare că această problemă nu s-a rezolvat și iarăși avem roșu, galben, verde lipsă. Amnezia nu este o boală specifică doar oamenilor, dar și spectatori. Semafoarele din fața hotelului Cetate, de pe strada Cloșca, suferă de această boală din cauza că în urmă cu puțin timp au funcționat și au arătat culoarea verde. Acum nu mai merg iarăși și se pare că oamenii au nevoie de impulsuri pentru a porni de la semafor. Vedeți că e verde, e verde. Până una alta, claxonăm și ne mișcăm. Sau ne obișnuim cu episoadele de amnezie ale semafoarelor și așteptăm să-și revină.